Salutare YouTube, sunt Aurel, sunteți pe canalul Una Game și pe care noi vom juca Euro Truck Simulator 2. Episod în care voi voi prezenta ceva și bineînțeles voi voi oferi ceva. Ați văzut și voi în titlu că urmează un giveaway. Bun, ce vreau să vă arăt? Până una alta vreau să vă invit să apăsați butonul de like, de asemenea să apăsați și butonul de subscribe, să vă abonați la canalul meu, să vedeți ce fac eu pe aici și să mă susțineți în ceea ce fac. Vă mulțumesc oricum anticipat. Ce voi face astăzi? Vă voi prezenta un patch. Este ultimul patch 1.2.8 public beta. Îl găsiți frumos pe Steam, intrați acolo la paleta voastră de jocuri, intrați la beta și selectați 1.2.8 public beta și îl găsiți bineînțeles gratuit. Ce cuprinde acest patch? Cuprinde două remorci, se schimbă puțin background-ul la garaje și spun ei că au umblat puțin și la lumini, luminile par mult mai, zic ei, mult mai reale, nu mai sunt niște minge de lumină sau niște cercuri mari care te vorbesc cu lumină. Zic ei, au schimbat treaba asta. Bun, ce trebuie să știți? Ideea este că pentru a vă juca cu două remote, să zic așa, va trebui să vă logați aici la World of Trucks și acolo vedeți voi cam ce s-a adus nou. Sunt pe, cum îi spune, pe câteva pagini, să zic așa, sunt câteva informații. De asemenea, va trebui să aveți cumpărat DLC-ul cu Scandinavia. Asta acolo, așa am văzut eu, trebuie să aveți Scandinavia pentru a vă juca. Patch-ul este gratuit, dar vă cere să aveți DLC-ul cu Scandinavia. Asta e chestia pe care probabil mulți dintre voi nu o să agreze, dar asta este. Bun, hai să luăm și o cursă. Cursa efectivă cu două remorci, vedeți și voi, două secunde să dau așa. Da, puțin pe aici pe spate schimbat background, uite aici un nene care a fugit. Da, s-a schimbat puțin lumini pe aici pe spate, e mult mai realistic, să zic așa, făcut imaginea din spatele camionului. Bun, mergem aici, suntem în Suedia, suntem la Stockholm și căutăm efectiv cu două remorci. Vedeți și voi că este aici o cursă destul de lungă. Căutam una mai scurtă, găsești una mai scurtă, din păcate nu mai este. Paradoxul, să zic așa, era că i-a venit în Stockholm pentru că am găsit o cursă, cum îi spune, foarte scurtă, era undeva pe aici pe zonă și zic că o fac în timpul filmării. Dacă este, cred că o iau pe asta și o termin afara filmării ca să nu vă plictisesc cu, eu știu, cu cursa, cu tot drumul ăla până acolo, sau mai încercăm o variantă, da? Ne vom teleporta, ia să două secunde, să ne uităm pe hartă de la Job Market, să ne uităm dacă, eu mai am garaj în Uppsala, parcă și în Malmo, deci în Malmo nu sunt curse cu remorci duble și în Uppsala, cum se numește asta, nu știu, Uppsala aici, da, în Uppsala nici aici nu avem, nici nu aici. Deci vă trebuie DLC-ul cu Scandinavia. Dacă vă uitați, ia să uităm așa aleatoriu pe hartă în Europa. Ia suntem în Germania. Deci pe Germania, vedeți și voi că nu se dă... Să dăm și noi pe München aici. Da? Deci vedeți că nu aveți cu două remorci. Da? Deci nu aveți. Deci va trebui neapărat să aveți Scandinavia. Bun, hai să luăm pasta, că n-avem ce face. Hai să luăm pasta și vă termin în afara, cum se spune, în afara filmării. O luăm pasta, ce cărăm noi aici? Electronice. Deci o luăm pasta frumos, asta este. Mergem la... nu e departe. Și până în alta cât mergem noi pe aici, vorbim și de frumosul giveaway. Este vorba de un joc de aproximativ 35 de euro, pe Steam, am văzut înainte să încep filmarea, am uitat. Este vorba de Shadow Warrior. Deci jocul îl am și vi pot oferi, aici în față, vi pot oferi gratuit cu câteva condiții, zic eu, minime și decente. Ca fiecare giveaway al meu trebuie să fiți abonat, bineînțeles, la canalul meu. De asemenea, trebuie să dați like la acest videoclip și un comentariu în care să vă spuneți opinia în care... Stai că m-am și bălbuit, să fiu puțin atent la remor. Deci, un comentariu în care să reiasă faptul că voi doriți jocul, faptul că vreți, scrieți acolo, eu știu, vreau jocul, particip, cum vreți voi, numai să se vadă intenția de a avea acest joc. Ideea este că abonamentele și, cum îi spune,
și like-ul la videoclip trebuie să fie public și ați văzut și voi la ultimul giveaway că am tras puțin de videoclip pentru că nu ați fost puțin atenți acolo și nu ați făcut toate condițiile. O parte de voi chiar v-a supărat pe mine pe treaba asta. V-am spus astăzi condițiile, să fiți puțin atenți la ele. O să pun un comentariu fix în secțiunea comentarii, tocmai în ideea de a vă duce aminte de treaba asta, da? Face o puțin de pauză la giveaway și să nu un puțin de remorci. Deci cam așa arată, da? O remorcă principală. Hai să mergem și noi camera 0. Să-mi sunt tot de sub mașină. Sus. Da? Cam așa arată. Da, e remorca principală și remorca oricum mai micuță acolo. Cam așa arată treaba cu remorcile duble. Până acum mi se pare mie că erau niște moduri. Acum nu mai trebuie să căutați modul, ci efectiv să instalați public beta 1.2.8. Ideea este că 1.28, pardon, sau 1.2.8, cam același lucru. Ideea este că va trebui să aveți Scandinavia. Asta e. Agățăm și noi remorca acolo? N-am agățat-o. Hai să conduci cât de cât atent să nu luăm pe aici niște garduri, niște chestii. Bun, deci ne întoarcem puțin la giveaway, o să vă prezint așa cum mai să vă spun și cu ceva despre giveaway și după aceea, cum îi spune, o să închid frumos episod pentru că nu cred că e ok să vă arăt eu toată cursa, cum mă prim eu pe aici. Ați văzut și voi cum se ia efectiv remorca, cum se caută pe hartă, ce vă trebuie, adică vă trebuie DLC-ul cu Scandinavia și trebuie să vă instalați, cum îi spune, patch-ul. Legătura cu giveaway-ul, v-am spus, jocul este Shadow Warrior, este 35 de euro pe Steam, aproape 34 și ceva. Trebuie să dați like la videoclip, trebuie să fiți abonați. Cele două lucruri se vor verifica de către mine să fie publice, de ca să le pot arăta și celor care, cum îi spun, să mă verific cu eu și după aceea să arăt și celor care se uită la acest giveaway. Să scrieți în comentarii un mesaj în care să reiasă faptul că doriți jocul, particip, vreau să iau jocul, îmi place, nu știu dacă îmi place jocul, vreau jocul, ceva de genul. Scrieți ce vreți voi, dar să se vadă clar intenția de a... Mă lași pe să intru, mă, sau mă lași? Să vadă clar intenția de a avea acest joc. Dacă vă place, bineînțeles, căutați și voi pe YouTube jocul, dacă vă place, participați la giveaway și dacă sunteți fericitul câștigător, eu vi-l ofer cu plăcere să vă jucați cu el. Ideea este că o să mai fie giveaway și cum vă spuneam și la alte videoclipuri și la alte giveaway, bineînțeles, la 1000 de abonați vreau să fac un giveaway mai special, undeva la 20 de euro va fi un joc. De data asta va fi un joc pe care voi veți alege și eu vi-l cumpăr și vi-l ofer cu plăcere ca să vă jucați. Asta va fi la 1000 de abonați, la 1K. Ideea este că vă rog dacă puteți să mă ajutați pe treaba asta, să susțineți canalul prin promovarea lui, eu știu, la prieteni, la rude, la neamuri, la cunoștințe, la colegi. Dacă vreți și puteți să faceți treaba asta și vă face plăcere, eu vă mulțumesc oricum anticipat. Hai să vedem, mergem foarte puțin, nu de alta, dar este de mers 1300 km cu două remorci, cărăm electronice și cursa va fi destul de lungă, așa că nu o să mai insist, o să merg să zic și eu puțin pe aici să vedem cam cum se mișcă. Uite acolo o reclamă la Scania. Da, deci vă trebuie, vă spun încă o dată, vă trebuie neapărat Scandinavia. Trebuie să aveți treaba asta. Știu că este puțin cam supărător, dar bine, ideea este că acolo pe World of Tanks scrie mai multe chestii legate de patch-ul ăsta. Cele trei noutăți pe care le aduce, v-am spus, sunt două remorci, background-ul la garaj și luminile din trafic. Și mai scrie acolo că au reparat niște bug-uri minore legate de frână, legate de accelerație, alte chestii. Știți și voi acolo pe World of Tracks, logați-vă dacă n-ați făcut-o încă și citiți despre ce este vorba mai în amănunt. Și tot acolo îi scriu că, fiind totuși un patch public beta, s-ar putea să mai apară mici erori la joc din cauza asta. E deja trag, cum spune, deja trag un semn de la început ca să nu existe discuții după aia între jucători. Eu stau spatele de geaba, după ce nu fac și eu așa frumos.
i-am dat puțină talpă. Vedem și un opus contor ca să nu ne mai complicăm cu orice, să rețină viteza constantă la 115. Deși suntem peste viteza legală cu vreo 35 de km, acolo de bine 80, da. Da, asta este, îi dăm puțin blană și cred că la motorul PECO sau ceva de genul ăsta, eu știu, tragem pe dreapta pe banda de urgență ca să facem frumosul final la acest videoclip micuț. Nu vreau prea mult să vă arăt, am spus că asta e mai mult joc, să zic așa, pentru live. Apropo de live, toată lumea scrie în comentarii de live-uri. Nu prea mai am timp la perioada de treaba asta și un live în fiecare seară, cum făceam eu asta iarnă, să zic așa, când aveam mai mult timp, e cam greu pentru mine, pentru că trebuie ceva puțin timp, adică un minim 2 ore, zic, să faci live este minim minimorum, adică o cerință cât de cât minică. Dar am ceva în plan legat de live, ceva special, nu o să vă spun, este un fel de surpriză, să zic așa, o să anunț, sper eu cât de curând să fac și ce mi-am propus pe treaba asta. Și de asemenea să mai încep să mai reiau un pic și chestia cu live-urile. Vedem, eu vă mulțumesc oricum pentru întrebări, asta înseamnă că vă pasă un pic de canalul meu și că sunteți apropiați acestui canal. Dacă voi cereți treaba asta, eu sunt onorat și, cum îi spune, chiar apreciez treaba asta. Bun, hai, nu găsim și noi un pic, o să tragem pe dreapta. Dacă nu găsim, facem efectiv așa, tragem pe dreapta pe bandă de urgență cu cele două trase exact aici în fața lui ăsta. Hai să tragem pe bandă asta la altă, ca să nu ne înjure. Bine, suntem pe single player, nu știu dacă patch-ul ăsta funcționează și pe multiplayer sau dacă face ăsta update multiplayer-ul pentru patch-ul ăsta, nu știu, efectiv nu știu. Da, am oprit frumos aici. Da, suntem puțin cam în drum cu a doua remorcă, nu e problemă. Deci, uitați aici, Iona Games, like și subscribe dacă nu s-a făcut încă. Bun, dragii mei, vă mulțumesc pentru că ați urmărit acest episod. Vă invit cu plăcere să participați la giveaway. V-am spus ce aveți de făcut, o să scrie și în secțiunea comentarii încă o dată ce trebuie să faceți ca să intrați în posesia frumosului joc. Este vorba de Shadow Warrior. De asemenea, puteți să vă jucați și voi dacă aveți, cum îi spune, dacă aveți Eurotrack-ul și aveți DLC-ul cu Scandinavia, puteți să vă jucați și voi cu 2 remorci. Vedeți voi aici că am puțin șasiul modificat pentru că am și Heavy Cargo, am rămas puțin dator la voi și cu treaba asta, știu că l-am avut un episod cu American Truck și am zis că o să vă arăt și cu Eurotrack. Poate cine știe o să vă arăt și un episod în curând cu ce înseamnă Heavy Cargo la Eurotrack. Bun. Acestea fiind spuse, până data viitoare vă urez un sincer salut, vă urez baftă la concurs, la giveaway și bineînțeles un sincer și călduros salut!